Vă salut, dragilor, sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Oare narcisistii simt durere, suferința pe care o produc celorlalți sau se simt responsabili de ceea ce fac? Dar înainte de a despade acest subiect, vreau să înțelegeți în câteva cuvinte psihologia unui narcisist și cum diferă ea de o persoană obișnuită. Sentimentele, gândurile și comportamentele lor pot fi destul de diferite, iar motivele lor pot să nu fie clare pentru cei din jur. Narcisiștii sunt adesea descriși ca persoane egoiste, aroganți și egocentriști. Sunt lipsiți de empatie și compasiune față de oameni. Dar, oare narcisiștii au remușcări? Simt vreodată vină? Adevărul este că narcisismul este pur și simplu un sentiment umflat de importanță personală, iar această turburare de personalitate este o chestiune de tipologie, adică tipul de narcisist. Ca de exemplu, narcisistul grandios. Acești indivizi care au o stimă de sine foarte ridicată, au carismă și dorința de a-i exploata pe ceilalți și exces de încredere în abilitățile lor. Cred că ei știu tot, Pot să facă tot și întotdeauna au dreptate. Pe când narcisistul sub acoperire, cover narcisist, este opusul narcisistului grandios, cel puțin în cauza fundamentală. Cei afectați de acest comportament sunt adesea persoane introverte, au o stimă de sine foarte scăzută, sunt hipersensibili la critici și simt o rușine interioară intensă. Dacă, simt respingere, dar să nu credeți că rămân acolo. Ei știu întotdeauna să se reevalueze. Dar oare narcisiștii simt durere emoțională? E bine de știut. Atât narcisiștii grandioși, cât și cei vulnerabili, sunt capabili să simte durere emoțională. Dar vreau să mă auziți foarte bine. Nu simt durere emoțională ca orice persoană obișnuită și dacă sunt dezechilibrați, nu vor considera acest lucru pentru mult timp. Deși persoanele sănătoase, din punct de vedere emoțional, se pot simți triști, vinovați, rușine, furie, stânjeniți și, bineînțeles, nu atacă pe alții, pe când un narcisist, dacă are acest dezechilibru, rușinea care îi atacă, nu vor rămâne acolo. Întotdeauna știe să iasă la suprafață, ori să dea vina pe victimă, ori schimbă discuția în direcția în care îl ridică pe el și îl pune în lumină. Pentru cei cu turburare de personalitate este bine de știut că nu au limite. Pentru ei cerul este limita. Ei folosesc tehnici de reglare emoțională precum reflexia, atenția și reevaluarea pentru a refuza acea durere, sau pentru a nu-și expune durerea, nu a lăsa să se vadă în exterior. Narcisiștii adoptă o abordare mult mai simplă pentru a-și regla emoțiile și, cum bine știm, dând vina pe alții, înjosindu-i, învinovățindu-i și întotdeauna știu să aducă un subiect încât să le crească lor superioritatea, să arate că ei sunt cei mai buni, iar ceilalți sunt inferiori. Aceste comportamente se manifestă indiferent dacă personalitatea lor narcisistă provine dintr-o stimă de sine ridicată sau scăzută. Așa cum am menționat mai devreme, narcisistul grandios are o stimă de sine crescută, pe când cover narcisist, narcisistul ascuns, are o stimă de sine scăzută. Nu vă imaginați că narcisiștii au aceleași valori ca și noi, dar oare se simt narcisiștii vinovați pentru acțiunile lor? Narcisiștii știu când fac ceva greșit, atât timp cât cineva le atrage atenția, dar nu vor recunoaște. Totuși, să știi că ai făcut ceva greșit nu este același lucru cu a te simți vinovat. Cum de altfel? Asta face narcisistul lor le lipsesc emoțiile, emoțiile negative care ar trebui să fie atașate de momentul în care fac ceva greșit. Dar poate un narcisist aibă o conștiință încărcată de vinovăție. Indiferent de situație, că este bine sau rău, narcisiștii trăiesc momentul și nu lasă să fie dezechilibrați. Chiar dacă există pentru fracțiuni de secundă, ei știu să se reevalueze și să se pună în poziția în care să fie superior tuturor. De aceea au nevoie de o sursă constantă de aprovizionare narcisistă pentru a se simți bine cu ei înșiși. În cazul în care aprovizionarea este eliminată, Chiar și pentru câteva zile, stima lor de sine începe să scadă, și au nevoie de cineva care să se aprovizioneze, să se aprovizioneze constant. Din cauza stărilor lor emoționale, este dificil să aibă o conștiință vinovată, să se simtă vinovați. Aceste emoții le lipsesc. Pe scurt, concluzia este că creierul lor se pare să fie conectat diferit, ceea ce înseamnă că le este imposibil să simpatizeze sau empatizeze cu ceilalți și să-și înțeleagă emoțiile și de ce ar putea fi răniți sau jigniți. Pentru că, dacă ei nu au emoții, nu pot înțelege cum alții sunt răniți sau jigniți. De fapt, atunci când sunt chemați să, să facă față consecințelor sau să răspundă pentru acțiunile lor, ei îndepărtează gravitatea situației pur și simplu și continuă să facă ceea ce cred ei. Așa cum am spus, ei se ridică, se reevaluează, se repoziționează. Dacă simt că sunt plintiți sau pierd contorul undeva, ori întorc spatele, ori știu cum să se ridice, să se reevalueze. Este posibil să-și exprime sentimente de vinovăție, de remușcări, dar sunt doar cuvinte. Aceste cuvinte nu sunt însoțite de sentimente. Este pur și simplu o mișcare calculată, menită în beneficiul lor, și am să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți mai exact. Dacă un narcisist atacă pe cineva, acesta nu se va simți vinovat pentru ceea ce a făcut, dar ar putea să facă un gest sau o dovadă de remușcare, dar fără sentimente, va face acest lucru doar pentru a nu pierde acea persoană, pentru a nu pierde aprovizionarea. Ca să înțelegeți acest mecanism, narcisiștii trec foarte ușor de la o stare la alta, iar atunci când sunt prinși cu mâța în sac și nu știu cum să confrunte sau nu sunt pregătiți să se apere, întorc spatele și își continuă drumul este acel tratament silențios. Este un fel de protecție. Posibil în momentul respectiv să nu fie pregătit să facă față consecințelor și pentru că nu vrea să piardă, el întoarce spatele și își vede de drum. Așa cum am spus, narcisii și trăiesc momentul prezent. Ei nu trăiesc la timpul trecut sau la viitor. Ei trăiesc acum. Ce se întâmplă acum este bine. Restul mai puțin contează. M-aș bucura dacă cei care ați fost într-o relație sau sunteți într-o relație, contează foarte mult să lăsați părerea voastră într-un comentariu, dacă narcisistii au sentimente, dacă au sentimente de vinovăție, dacă au remușcări din experiența voastră alături de o persoană cu aceste comportamente. Am doresc ca informațiile să vă fie de mare ajutor, iar dacă le-ai găsit utile și crezi că ar mai ajuta și pe altcineva, nu uita să dai un share. Iar dacă vrei să rămâi conectat la canalul meu și să primești informații educative, nu uita să apeși butonul de abonare, dar și clopoțelul să poți fi notificat cu noile postări. Până la următoarea întâlnire, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.